Bine ați venit la o nouă întâlnire cu studiul Cuvântului Dumnezeu din cărțile Daniel și Apocalips. Ca expresie a prezenței noastre și a dragostei noastre pentru Domnul Iisus, să cântăm împreună prima strofă din imnul 128, Când odată va să sune. Tatăl nostru din ceruri, suntem din nou recunoscători și dorim să ne exprimăm mulțumirea noastră pentru că prin Harul Tău și prin Duhul Sfânt ne aflăm în casa Ta de rugăciune pentru a asculta cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru cei care sunt prezenți aici și care poate ne urmăresc și prin alte mijloace. Invităm prezența Duhului Sfânt în inimile noastre și, de asemenea, puterea Duhului Sfânt să ia sub stăpânirea lui pe fratele Constantinescu, care va prezenta cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că ne dai lumină și pentru că dorești ca în lumina aceasta să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine prin Domnul Iisus. Îți mulțumim. Amin. Vă amintiți că am făcut ieri o afirmație cu privire la Daniel vis-a-vis de Apocalipsa. Și spuneam, cartea lui Daniel se ocupă în principal de istoria națiunilor. Și în acest context amintește istoria poporului lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsei se ocupă de trecutul, prezentul și viitorul Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și în acest context, în contextul istoriei poporului Dumnezeu, este menționată și istoria națiunilor. Există un capitol în Daniel care se ocupă specific de istoria bisericii și acesta este capitolul 8. Și există o viziune în Apocalipsa care se ocupă specific de istoria națiunilor și aceasta este Apocalips, capitolele 8 și 9, respectiv cele 7 trâmbițe. Și totuși, din punct de vedere spiritual, în special pentru Adventul de ziua 7-a, subiectul celor 7 trâmbițe este de o importanță vitală. Chiar dacă se ocupă de istoria națiunilor, așa cum am spus, deci de evenimente politico-militare, subiectul trâmbițelor este de o importanță vitală. Și din două motive. Mai întâi, fiindcă Domnul Iisus a spus, vi le-am spus dinainte, pentru că atunci când se vor împlini, voi să credeți că eu sunt. Și asupra lumii vor veni tulburări teribile. Domnul Iisus în Matei 24 spune, vedeți să nu vă spământați. Nu? Vi le-am spus dinainte. Asupra lumii vor veni tulburări teribile. Nu este sănătos din punct de vedere spiritual ca noi să fim speriați. Domnul spune că în acest lucru vor începe să întâmple, ridicați-vă ochii, ridicați-vă capetele, căci păvirea voastră se apropie. Nu este bine că aceste tulburări să ne streseze, să ne descurajeze, dimpotrivă trebuie să ne încurajeze. Dar această încurajare vine numai atunci când noi vom privi istoria viitoare ca pe ceva deja cunoscut, deja vu, spun francezii, nu? Mi s-a dat vreodată să, când sunteți foarte obosiți, să faci o conexiune în creier. Și o experiență pe care o trăiești, se pare că ai mai avut-o odată. Istoria viitoare trebuie să fie pentru noi deja vu. În al doilea rând, din punct de vedere al doctrinei adventurilor de ziua 7, subiectul trâmbițelor este foarte important. Câți de aici aș ridica de Marea Luptă? Bănuiesc că ce mai mulți, da? V-am zis că în Marea Luptă se vorbește despre un pastor adventist. Adventist nu Adventist de ziua 7-a. Adventist din mișcarea milerită, numit Josiah Leach. Și ni se spune că
o confirmare a sistemului de interpretare al lui William Miller, de fapt sistemul protestant radical, sistemul adventist, spuneam noi, sistemul vestitorilor dimineții. O confirmare a acestui sistem a venit în august, 11 august 1940. Am spus 1900, 1840, da. Și ceea ce urma să se întâmple în 4 ani de zile nu putea să fie văzut cu ochiul liber, pentru că urmea să aibă loc în sanctuarul ceresc, unde Domnul Iisus avea să treacă din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Și imediat, îndată ce acest adevăr a început să fie predicat, a început să fie contestat din mijlocul mișcării advente și din afara mișcării advente. Și mai târziu, în jurul acestui adevăr s-a închegat Biserica Adventiștilor de ziua a 7-a. Și evanghelicii nu au încetat să conteste acest adevăr, care este tăișul nostru. A spus filisteanul despre izraelit: dacă vrem să stăpânim, hai să luăm sabia, nu? Și izraeliții au început să-și ascute coasele și topoarele la filisteni. Nu mai aveau fierăriile lor. Ceva asemănător se întâmplă astăzi. Noi ne ascuțim conceptele teologice la filisteni. Nu le mai ascuțim la noi. Și filistenii vor să ne ia tăișul. Dacă e război, să nu tai. Lovește, dar nu tăia. Așa că una dintre doctrinele adventiste cele mai contestate în lumea evanghelică este doctrina sanctuarului și a judecății de cercetare. Astăzi această doctrină este însă contestată și în mijlocul nostru. Și argumentul este, ai fost acolo ca să vezi? Cu 4 ani înainte de marea dezamăgire, o spectaculoasă întâlnire a profeției a confirmat faptul că sistemul de interpretare a profeției pe care suntem bazați noi, adventiștii de ziua 7, era adevărat. Vin astăzi tot felul de interpreți și spune, uite, golful, războiul din golf, da, scria în Daniel 11, da, scria în Apocalips, uite, Saddam Hussein, uite, Iran, uite, Irak, uite, Afganistanul. Ei au impresia că văd în Biblie lucruri care s-au întâmplat. Însă confirmarea sistemului de interpretare a profeției este atunci când vezi în Biblie lucruri care o să se întâmple. Le anunți dinainte și ele se întâmplă aidoma. Or, în 1938, Josiah Leach a anunțat că în 1940, 1840, am făcut ceva cu 9, e secolul trecut, știți, a fost învățat cu ideea că asta a fost în secolul trecut, acum ne-am mutat în secolul 21 și o pun în secolul 20, da? Deci, în 1800, ce vreți, sunt un om al secolului 20. În 1838, Josiah Leach a anunțat că pe baza profeției Apocalipsei, așa cum o interpretau adventiștii, Imperiul Otoman trebuie să cadă în 1840. Mai târziu, Josiah Leach, care avea o preocupare deosebită pentru acest subiect, a publicat un alt articol în care a spus că această cădere va fi o abdicare diplomatică. Nu se așteaptă la o cădere militară, ci una diplomatică, deși Turcia era într-un război care amenința existența Imperiului Otoman. El a spus va fi o abdicare diplomatică. Și încă peste un an a spus că acest eveniment va avea loc la data de 11 august 1840. Pe 12 august 1840, ziarele britanice și americane anunțau că Imperiul Otoman și-a așezat soarta în mâna celor 4 mari puteri: Anglia, Austria, Prusia și Germania. Rusia, Austria, Prusia și Anglia, da? Cele 4 mari puteri ale vremii. Și lucrul acesta a dat un impuls extraordinar mișcării advente. Josiah Leach și-a bazat predicția pe cele 7 trâmbițe despre care vom vorbi astăzi. Dar nu este numai aspectul doctrinal pe care vreau să-l discut. Cele 7 trâmbițe se împart în două. Primele 4 trâmbițe și apoi următoarele 3 trâmbițe, care se numesc cele 3 vaiuri. Apocalips 8:13. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor 3 îngeri care au să mai sune. De ce ultimele 3 trâmbițe sunt numite cele 3 vaiuri? Există o singură explicație din tonul acestui, în cornelescu este un vultur, de fapt în King James vedeți este un înger
și înclin spre traducerea care spune că este vorba de un înger. Vedeți că acest înger vestește trei vaiuri asupra locuitorul pământului, din pricina celorlalte trei trâmbițe care au să mai sune, și rezonanța o găsim în Apocalipsa capitolul 16, când este vorba despre cele șapte plăci. Înțelegem că ultimele trei trâmbițe au legătură cu cele șapte plăci. Ele au timpuri stabilite în profeție pentru confirmarea credinței noastre. În același timp însă ne așteptăm la sfârșitul timpului la o repetare a acestor trâmbițe. Ellen White spune, trâmbiță după trâmbiță va suna, vechile conflicte se vor repeta. Conflictele despre care vorbește aici Apocalipsa se repetă deja în timpul nostru sau se trezesc în timpul nostru. Și este foarte interesant, întorcându-ne nu la Biblie pur și simplu, întorcându-ne la interpreții profeției ca Josiah Leach sau cei care au urmat după ei, să vedem cum în scrierile lor, cercetând profeția și Biblia, au venit cu o lumină care astăzi ne confirmă credința noastră și ne explică ceea ce vedem în jurul nostru. Dar vom vorbi mai ales în partea a doua despre acest lucru. Să trecem la cele șapte trâmbițe. Așa cum am spus, cele șapte trâmbițe sunt o zugrăvire a istoriei trecute, prezente și viitoare. Nu, dorința noastră de a căuta lucruri senzaționale nu trebuie să ne facă să confundăm ceea ce este istorie cu ceea ce este în viitor. Oamenilor le place să audă numai ce o să fie, dar noi nu putem avea o certitudine cu privire la sistemul nostru de interpretare a profeției dacă nu vedem cum s-a împlinit în trecut. Și așa cum am spus, sunt șapte trâmbițe. Primele patru trâmbițe au legătură cu distrugerea Imperiului Roman. Următoarele trei trâmbițe sunt cele trei vaiuri și două dintre ele sunt deja istorie. Al treilea vai urmează să se împlinească sau este în curs de împlinire. Cele trei vaiuri sunt încă prezente ca forță activă în lumea noastră și își vor spune cuvântul până la sfârșitul timpului. Ellen White spune, trâmbiță după trâmbiță va suna, vechile conflicte se vor repeta. Așa cum vă amintiți, Apocalipsa capitolul 8 începe cu ruperea ultimei pecesi și jumătatea de oră de tăcere în cer. Și spuneam săptămâna trecută că singura explicație pentru această jumătate de oră, dacă o luăm apocaliptic, adică o jumătate de oră în Apocalipsa fiind două săptămâni, avem o singură explicație pentru această tăcere de două săptămâni în cer. Cele sărbătoarea corturilor dura șapte zile. Și pentru că am învățat, vă amintiți, calendarul ebraic era un calendar profetic și evenimentele majore în istoria planului de mântuire s-au petrecut la data din calendarul ebraic și au durat atâtea zile cât erau în calendarul ebraic. Domnul Iisus a stat trei zile în mormânt, exact cât trecea de la înjunghierea mielului de Paște la snopul de legănat. Credem că călătoria noastră, după ce marele preot va ieși ca să binecuvinteze poporul, Domnul Iisus va reveni, călătoria noastră în corturi, noul, ultimul exod al poporului Dumnezeu va dura șapte zile. Și avem toate motivele să credem că tot șapte zile va dura și drumul Universului Ceresc către planeta Pământ. Veți spune, stai frate, că îngerii străbat această distanță mai repede. Ei, îngerii sunt forțe speciale, ce vreți? Cerul întreg se va deplasa ca să îi îmbrățișeze pe Pământ. Îmi place foarte mult poezia lui Benone Burtescu, dacă vă amintiți, pe țărmul cerului de miază noapte, locuitorii stelor așteaptă pământenii să sosească din marea tragedie omenească. Nimeni nu va vrea să rămână acasă atunci când Domnul Iisus va reveni. Locuitorii al planetei noastre sunt gata să cheltuiască mii de dolari și să parcurgă distanțe de mii de mile ca să fie prezenți la un eveniment cum ar fi Jocurile Olimpice sau ceva ce nu are importanța acest eveniment. Dar acesta va fi evenimentul unic în istoria Universului și cerul se va goli prima și ultima dată în istoria Universului de orice ființă inteligentă. Așa că cântecele se vor muta în atmosfera planetei Pământ. Și aceste două săptămâni vor constitui cea mai fantastică experiență din Univers și cele șapte zile de călătorie spre locul unde Domnul ne așteaptă, spre ceea ce Pavel numește al treilea cer,
De ce altfel la cer, mă veți întreba? Pentru că Pavel spune în 1 Corinteni 12 că acolo se găsește pomul vieții. Și este foarte frumos. Pomul vieții e păzit de îngeri cu sabie de foc. De ce este păzit pomul vieții? Pe spune ca să nu intre muritorii, nu. Dacă Domnul avea doar intenția ca să ne rețină să intrăm la pomul vieții, îl distrugea. Fiindcă pomul vieții n-a fost făcut nici pentru îngeri, nici pentru Dumnezeu, a fost făcut pentru oameni. Pomul vieții a fost păzit ca să fie păstrat. Pomul vieții a fost luat la cer ca să fie păstrat. Domnul știa că noi într-o zi ne vom întoarce. În București, prin anii 60 și ceva, a fost furată o fetiță. Și se dusese cu surioara ei mai mare să cumpere bomboane. Surioara a intrat la o cofetărie, a cumpărat o pungă de bomboane, când a ieșit, surioara mică de 2 ani dispăruse. A trecut câțiva ani de zile și într-o zi miliția dă telefon la familia respectivă, spune, v-am găsit fetița. Fusese răpită de o femeie care avusese o... urma să aibă un copil, renunțase la el și apoi a încercat să salveze aparențele furând un copil de 2 ani și ducându-l la mama ei și spune, uite, asta este fetița care s-a născut acum 2 ani. Și miliția a găsit-o și spune, am găsit fetița. Și fetița a fost dusă acasă la părinții ei și surora ei s-a dus și de undeva a scos o pungă de pomboane și ți-am păstrat-o fiindcă am știut că te vei întoarce. Când vom merge în cer, Domnul Iisus spune, uite, aici este pomul vieții, în al treilea cer, în paradis. L-am păstrat pentru că am știut că într-o zi vă veți întoarce. Și apoi, după acest tablou încurajator, și îmi place foarte mult că înainte de a începe tabloul celor 7 trâmbițe, care vorbește despre tulburare, stres și suferință, avem acest tablou încurajator al unui ultim exod către pomul vieții, care este în paradisul lui Dumnezeu, paradis pe care Pavel, așa cum a spus 1 Corinteni 12, îl așează în al treilea cer. Ce este al treilea cer, nu mă întrebați, vom vedea o dată cu toții când vom ajunge acolo. Biblia spune mai departe, și am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciune tuturor sfinților, pe altarul de tămâie, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. O explicație scurtă. În cer există templul după care a fost făcută copia de pe pământ, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Altarul se află în Sfânta. În Sfânta are loc serviciul zilnic. Ce simboliza serviciul zilnic din Sfânta? Lucrarea zilnică a Domnului Hristos prin care suntem acoperiți cu dreptatea sa. În timp ce serviciul în Sfânta Sfântelor simbolizează ștergerea păcatelor, serviciul din Sfânta simbolizează o lucrare de mijlocire zilnică, continuă, necurmată. Această mijlocire necurmată nu s-a încheiat odată cu intrarea Domnului Iisus în Sfânta Sfântelor, fiindcă Domnul, odată cu judecata de cercetare, continuă și lucrarea lui de mijlocire. Altfel ar fi cu toții într-o situație foarte, foarte dificilă la data aceasta. E bine, aceasta este lucrarea din întâia încăpere a sanctuarului, este lucrarea care a fost uzurpată de cornul cel mic. Și îngerul aduce o cădelniță care este plină cu rugăciunile sfinților și fum de tămâie se ridică din mâna îngerului împreună cu rugăciunile sfinților. Tămâia în Biblie este un simbol al meritului Domnului Iisus Hristos. Este ca și cum Biblia ar vrea să spună, și iertați-mă, sunt puțin cam omenesc, să zic așa. E ca și cum Biblia ar vrea să spună, voi mirosiți, dar un parfum trebuie să se înalțe, ca Domnul să vă poată primi în prezența Lui. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți foarte transpirat, să mergeți undeva, să zic, undeva unde trebuie să aveți o ținută de zile mari, și fiindcă n-aveți timp să faceți un duș, să dați cu ceva parfum, cu un spray, ca să aveți un miros frumos. E ca și cum mi s-ar spune, voi n-ați putea fi primiți în camera de audiență a celui preanalt, din cauza că egoismul vostru, natura voastră păcătoasă, transpare în fiecare rugăciune, în fiecare cântare, în fiecare act pe care îl faceți. Din cauza aceasta, meritele Domnului Hristos trebuie amestecate cu rugăciunile voastre, cu cântarea voastră, cu faptele voastre bune, cu lucrarea voastră misionară, cu tot ceea ce faceți. Nimic din ceea ce face nu poate fi primit fără să fie amestecat cu meritele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să subliniez aici o expresie, zice. Un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă să o aducă împreună cu rugăciunile
Sfinților, nu spune sfinților. Tuturor sfinților, da? Rugăciunile tuturor sfinților. Ce însemnează rugăciunile tuturor sfinților? Însemnează că această lucrare a Angelului acoperă toată dispensațiunea creștină. Însemnează că această lucrare, ca să dau un exemplu paralel, Domnul Iisus a murit pentru toți păcătoșii. Ce însemnează aceasta? A murit pentru toți păcătoșii care au trăit de la Adam până la sfârșitul timpului. Deci Domnul Iisus n-a murit doar pentru cei care au trăit până la El, ci pentru toți. Această mijlocire pentru aducând rugăciune tuturor sfinților însemnează că toată dispensațiunea creștină, vei spune de ce nu și a Vechiului Testament, cred că e în sanctuarul din cer, da? Deci toată dispensațiunea acoperită de lucrarea Domnului Iisus în sanctuar este acoperită de lucrarea acestui înger. Și de ce este important acest lucru? Pentru că aceasta deja ne oferă o cronologie a celor șapte plăgi, celor șapte trâmbițe. Cele șapte trâmbițe nu sunt ca cele șapte plăgi. Sunt tot mai mulți care vor să creadă că cele șapte trâmbițe sunt în viitor după încheierea Harului. Cele șapte trâmbițe sunt paralele cu această lucrare a Îngerului care aduce tămâie cu rugăciune tuturor sfinților. Deci această perioadă când Îngerul mijlocește este acoperită pe pământ de cele șapte trâmbițe. Apoi Îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au strigat tunete, glasuri și un cutremur de pământ. În momentul când Îngerul aruncă cădelnița pe pământ, se strânesc tunete, fulgere, un cutremur, glasuri. Veți întâlni această expresie în legătură cu încheierea Harului, atât în profeția celor șapte trâmbițe, cât și a celor șapte plăgi. Deci Îngerul acesta mijlocește și când aruncă cădelnița pe pământ, pe pământ se aud tunete, fulgere, cutremur, glasuri. Cele șapte trâmbițe sunt acoperite de mijlocirea acestui înger. Și în timpul trâmbiței a șaptea are loc aruncarea cădelniței la pământ. Deci lucrarea lor începe cu dispensațiunea creștină și merge până la încheierea Harului, când de fapt vom vedea o repetare a vaiorilor. Și o încurajare. Cele șapte trâmbițe vorbesc despre evenimente militare și nenorociri care lovesc pe locuitorii pământului. Și când le citești, ai impresia că Dumnezeu este absent. Și este o întrebare pe care de multe ori scepticii și-o pun: unde este Dumnezeu când toate nenorocirile lovesc pământul? Unde era Dumnezeu când a avut loc Holocaustul? Unde era Dumnezeu la Auschwitz? Unde era Dumnezeu la Hiroshima? Unde era Dumnezeu de 11 septembrie? E încurajatoare această imagine. Înainte ca să ne ofere tabloul celor șapte trâmbițe în care putem include toate aceste nenorociri, din care o parte am amintit, ni se spune că rugăciunile sfinților învăluite în parfumul meritului Domnului Hristos se suie zi și noapte la Dumnezeu. Sfinții nu sunt părăsiți. Așa că dacă vedem cele șapte trâmbițe aici, nu vom vedea poporul lui Dumnezeu. Sau mai precis, se va face referire la poporul lui Dumnezeu doar prin excludere. Toți cei care n-au sigiliul lui Dumnezeu, de exemplu, se face referire la ei doar prin excludere. Aceste nenorociri lovesc o creștinătate apostaziată. Și înțelegem că Dumnezeu are grijă de fiecare copil al său individual. Poate un copil al său va trebui să-și verse sângele ca mărturie pentru Evanghelie, dar nu va fi atins de una din cele șapte trâmbițe, așa cum nu este atins de niciuna din cele șapte plăgi. Copiii lui Dumnezeu sunt protejați, înțelegem. Și privind toate aceste nenorociri, căpătăm încurajare, știind că îngerul a continuat să mijlocească. Și pe măsură ce ele se repetă, iarăși suntem încurajați să credem că există protecție din partea lui Dumnezeu. Dar să începem cu începutul. Spuneam că primele patru trâmbițe se referă la prăbușirea Imperiului Roman. De ce? Pentru că Biblia spune că Roma este o fiară cu 10 coarne, nu? Și Roma se va împărți în 10. Primele patru trâmbițe, de fapt, nu fac altceva decât să împartă Roma în 10. Lovesc Imperiul făcându-l bucăți. Și în al doilea rând, cele primele patru trâmbițe
pentru ca să împlinească profeția din Daniel, trebuie să lovească o Romă care deja știe despre Hristos. Și este o lume creștină apostaziată. Dumnezeu n-a lovit Roma păgână, pentru că n-avea mărturie. Dar după ce Evanghelia a fost predicată de toată lumea ca să slujească de mărturie și a ajuns până în casa cezarului, și după ce Roma s-a convertit, oficial, chipurile s-a convertit, e foarte interesant, trâmbițele au început să cadă, istoric vorbind, imediat după moartea lui Teodosius. Teodosius este cel care a făcut creștinismul religie, singura religie legală în Roma. Și probabil că oamenii au spus, da, acum Roma s-a întors la Dumnezeu. Din potrivă, abia atunci au început să cadă nenorocirile. Și când Roma a fost făcută creștină, când religiile păgâne au fost interzise în Roma, de fapt, religiile păgâne nu au încetat să existe. Această interdicție a avut ca scop păgânizarea creștinismului. Pentru că religiile păgâne au fost interzise fiindcă toate ceremoniile creștine au continuat să fie împlinite, toate ceremoniile păgâne au continuat să fie împlinite în bisericile creștine. Hercules și eroii antichității au fost adorați în continuare ca sfinți. Calendarul solar a devenit calendarul creștin ortodox cu sărbători așezate strategic, acolo unde erau evenimentele principale în ciclul soarelui. Toate superstițiile păgânismului au intrat în biserica creștină. Și Roma a devenit creștină. În clipa aceasta încep cele șapte trâmbițe. Aș vrea să subliniez la două aspecte pentru a înțelege cele șapte trâmbițe, pentru că sunt convins că toți ați citit Apocalipsa 8 și 9 și sunt unele întrebări. Mai întâi, spre deosebire de cele șapte plăci care lovesc pe locuitorii Pământului, a câta parte din Pământ, că este vorba de ape sau de verdeață sau de oameni, sunt lovite de cele șapte trâmbițe? A treia parte. Ați văzut acest lucru, nu? A treia parte. E bine, ce este cu această a treia parte? Această a treia parte ne arată de când încep cele șapte trâmbițe. Constantin, când a murit, a lăsat moștenire Imperiul celor trei fii ai săi și oficial a împărțit Imperiul în trei. Istoric vorbind, fiecare din cele șapte trâmbițe lovește, sau fiecare din primele șase trâmbițe mai precis, lovește a treia parte din Imperiul Roman. Și noi suntem într-o parte a Imperiului Roman, noi românii am fost în acea parte a Imperiului Roman care era numită Imperiul Bizantin și care era condus de la Constantinopol. Aceasta a treia parte în care am fost noi, așa cum vă vedea, a fost cea mai idolatră. Și a fost lovită cea mai tare. Această treia parte a fost ucisă, nu doar lovită. Dumnezeu a făcut ca acest imperiul ortodox bizantin să fie nimicit ca imperiu, ca forță politică. Pentru că era mai idolatră și mai intolerantă decât însăși Roma. Dar vom ajunge acolo. Deci de fiecare dată este lovită a treia parte. Iarăși o altă întrebare. Ați observat că acolo se vorbește despre grindină, despre foc, despre munți de foc aruncați în mare, despre ape care se prefac sânge, despre râuri care devin aramare, despre stele care cad. Și suntem înclinați să credem că acestea sunt evenimente cosmice. De fapt, cei mai mulți dintre frații noștri evangheliști când interpretează aceste profeții, cele șapte trâmbițe, văd în ele numai război chimic sau război nuclear sau, mă rog, un atac chimic de la Saddam Hussein eventual, că el este acum foarte, foarte de actualitate. Vă amintiți visul lui Iosif? Luna, soarele și cele și 12 stele s-au aruncat la pământ în fața lui. Ce erau luna, soarele și 12 stele? Te gândești la ceva fantastic, dar ce erau? Niște ciobani, nu? Din Orientul Mijlociu. Nu erau, nu știu ce, personalități importante. Vedem aici un mod al Bibliei de a vorbi în metafore. Stelele, de exemplu, sunt în mâna Domnului Iisus, lideri spirituale. Corpurile cerești, apele, munții, în profeție, când vorbește despre căderea Imperiului Roman, Imperiul acestor romani privi ca un univers în sine. Și toate aceste trâmbițe lovesc în aparență corpuri cerești sau măr sau munți sau izvoare. De fapt, este un limbaj metaforic care se referă la prăbușirea unei lumi. Și ca să vă dau un exemplu, suntem în America, în Statele Unite.
Imaginați-vă că ar loc o catastrofă. Nu mai funcționează curentul electric. Sistemul de informație computerizat nu mai funcționează. Nu se mai găsește combustibil pentru mașini și pentru încălzire. Senatul își dă demisia, președintele Statelor Unite, să zic, este înlocuit cu un dictator și forma de guvernământ locală, la rândul ei, este înlocuită cu, să zic, o formă, o hundă militară, să zic, pentru o stare de urgență. Dacă ar fi să pictați într-o metaforă, dacă vi s-ar cere să faceți un tablou, ați fi pictor și ar trebui să faceți un tablou care simbolic să prezinte această stare de fapt, nu? Deci nu puteți picta și mașinile și computerele și, și curentul și uzinele electrice și evenimente politice, dar să faceți un tablou care să transmită, să zic, peste 2000 de ani. Când arheologii vor găsi un document și se va spune, uite, fă un tablou care când va fi găsit arheologii să înțeleagă prin ce antecă noi aici în America. Cum ați pictat acest tablou? Probabil soarele stingându-se, nu-i așa? Stelele căzând, pământul prăbușindu-se, înțelegi ce vreau să spun? Ați folosit un limbaj poetic. Biblia, în câteva versete, ne vorbește despre o tragedie care ar fi asemănătoare cu ceea ce am scris eu. Un sistem întreg s-a prăbușit. Nimeni nu mai garanta siguranța. Nu mai exista lege ca să te protejeze. Nu mai exista o armată ca să apere granițele. Nu mai exista judecător în fața căruia să te duci. Nu mai exista negustorul ca să aducă mâncarea. Nu mai exista o fermele ca să-ți dea pâine. Totul s-a prăbușit. Și cum putea Biblia să descrie acest eveniment? Ori să scrie, ori să le dea în locul Apocalipsului un tratat cu 20 de volume de istorie. Nu-i așa? Descând toate norocirile, ori să prezinte o metaforă cosmică. Și Dumnezeu a ales să picteze o metaforă cosmică ca să descrie toate aceste norociri ale oamenilor, lăsând ca fiecare element să fie simbolic. Primul tablou, când primul înger sună din trâmbiță, vine o grindină amestecată cu foc și cu sânge. Oh! O să plouă cu foc și cu sânge, nu. Grindina nu poate fi amestecată cu foc, în primul rând, pentru că grindina este rece și focul este fierbinte. Și de sus nu plouă sânge. Aici este un element simbolic. Grindina este gheață și ne prezintă de unde vine nenorocirea. Nenorocirea vine dinspre nord, fiindcă crivățul, grindina, vine dinspre nord. Și vine când este sezonul rece. Focul însemnează instrumentul distrugerii și sângele însemnează măcel. Iar mai departe, Biblia ne spune că a treia parte a pământului a fost ars, a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Dar înțelege că n-a fost ars doar copaci și iarba, aceștia au fost arse literal, ci au fost și oameni omorâți, fiindcă grindina venea cu o ploaie de sânge și o ploaie de sânge însemnează mulți oameni morți, nu? Când spui plouă cu sânge, însemnează că curge sângele. E bine, ce s-a întâmplat? Prima trâmbiță se referă, deci după încreștinarea, după ce oficial păgrinismul a fost interzis și orice religie trebuia să fie creștină, bineînțeles creștinismul oficial. Și Roma s-a declarat oficial monolit creștină, imediat a urmat invazia goților. Și goții au venit dinspre nord și au venit iarna. Au trecut Dunărea iarna, au intrat și în țara noastră, în Dacia. Au intrat în Tracia, au intrat în Adriatică, au intrat în toată peninsula balcanică și au început un măcel în acea iarnă, ca o grindină de gheață. Au venit și au început un măcel și apoi au trecut în Galia, în sudul Franței, și au înaintat spre Italia, au trecut Alpii. Iarăși grindina venea în Roma dinspre Alpi. Iarăși se înfrânește simbolul. Și au, în drumul lor, au ars toate fermele, toate livezile. Realmente, un poet claudian, un poet contemporan, se plânge, interesant, nu-i plânge, mai plânge copace din timpul acela. Și interesant cum profeția găsește exact elementul care corespunde percepției contemporanelor. Claudian plânge copace care au fost arși, fiindcă goții au dat foc la tot, au fost niște sălbatici. Au dat foc la totul și au venit, Alaric a asediat Roma și
a jefuit-o și a fost un măcel teribil. Practic, economia toată a fost distrusă. Aceasta a fost prima trâmbiță. Deci, gheața, grindina, simbolizează nordul, de unde vin triburile germanice. A fost ca un semnal divin. Dacă vă aduceți aminte, Eminescu are o poezie numită Strigoi, nu știu cine și-o amintește, în care vorbește despre un barbar care a venit în Dacia. Și amintindu-și el, istoria spune că preoți cu barba rară trezeau, nu mai știu cum, din pace seculară, miroiri vorbitoare curgând spre vechea Roma. A fost ceva misterios. Dintr-o dată, triburile barbare din nord au început să curgă spre Roma. Și romanii aveau o armată bună. Au crezut că pot să-i zdrobească. Dar oamenii aceștia parcă erau stăpâniți de ceva mai înalt decât ei. Nu le păsa că moare. Veneau până ce Roma a fost distrusă. Al doilea înger a sunat din trâmbițe. Ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Deci vreau să vă pun o întrebare. Ce este un munte în profeție? Cine ține minte? De exemplu, piatra a căzut și s-a făcut un munte mare. O împărăție. Babilonul este numit un munte. Deci, un munte este o împărăție. Avem o împărăție care este fierbinte și dacă grindina a fost simbolul unei împărății care vine într-o zonă rece, avem aici o cheie. Muntele este simbolul unei împărății care vine dintr-o zonă fierbinte. Și dacă vă aduceți aminte, Daniel 11 se spune că niște corăbii din Chitin au stricat planurile Romei. Ori, în Chitim, adică în Cartagena, în Africa, în secolul 5, se formase o împărăție altui popor barbar, vandalii. Și vandalii erau în Africa, erau un popor de cuceritori. Ce să cucerească? Să meargă spre sud și spre răsărit, să cucerească triburile de negri, care nici măcar nu se îmbărcau, nu satisfăcea ambițiile lor. Așa că și-au făcut o flotă și au început să facă o piraterie foarte bine organizată. Genseric, regele lor, a organizat o piraterie foarte disciplinată și foarte agresivă în Marea Mediterană. Un munte de foc a fost aruncat în mare. Imaginați-vă două flote antice luptându-se. Nu erau tunuri pe vremea aceea. Care era mijlocul prin care o flotă distrugea altă flotă? Incendierea. Catapultele aruncau smoală și combustibil, materiale inflamabile, pe corăbile vrăjmașe. Și flota care a distrus era practic incendiată. Așa că flota incendiată arăta ca o munte de foc. Două flote au fost incendiate de Genseric. Una a fost flota romană, Imperiul de Apus, care au făcut 300 de vase, una și una. Și Genseric, cu multe șeretene, le-a atacat în Spania, în port, până să iasă din port. Și le-a incendiat pe toate. A doua a fost flota bizantină, Imperiul de Răsărit. A organizat o flotă și mai puternică, de 1300 de vase. Ceva ce a stors de bani tot Imperiul ca să distrugă pe Genseric. Și iarăși Genseric a dat foc la această flotă, cu foarte multă șiretenie. Și spun cronicare că marea părea că arde. Deci Ioan vede imagini, pentru că trebuie să înțelegem ceva din Apocalipsa lui Ioan. Ioan descrie ceea ce vede. Vă amintiți sora White când a fost în cer și zice, pe ce ne spui tu prostii că ai văzut în cer, spuneau scepticii, iarbă de aur și de argint clătinându-se, sau fructe de aur amestecat cu argint. Țineți minte răspunsul sora White? Nu spun că în cer există fructe de aur și argint. Vreau să spun că așa le-am văzut eu. Deci Ioan descrie ceea ce vede. El vede, zice, ceva ca un munte de foc a fost aruncat în mare. Imaginați-vă, vede o viziune mare arzând. Nu? Ceva ca un munte de foc aruncat în mare. Toate făpturile din mare au pierit. Nu trebuie să înțelegem aici un dezastru ecologic. Pentru că Imperiul Roman fiind un univers, toate elementele din acest univers reprezintă locuitorii lui. Aș vrea să vă dau un exemplu, că poate unii sunt sceptici și cu siguranță că veți întâlni comentarii de apocrifi care spun altceva decât spun eu. Și vreau să aveți o temelie sigură pentru ceea ce spune, fiindcă asta este teologia adventistă. E bine, visul Nabucodonosor. Nabucodonosor visează un copac.
Și în copacul acesta sunt păsări și sub ramurile lui sunt animale. Copacul este împărăția lui, da? Unde sunt oamenii? Ce sunt oamenii? Păsările și animalele din copacul acesta, nu? Deci, în profețiile apocalipse, Dumnezeu folosește astfel de imagini referiți la locuitori. Și ca atare, făpturile din mare care pierd, reprezintă o situație, după victoria vandalilor, n-a mai existat nicio flotă care să protejeze Mediterana. Comerțul a fost distrus, pentru că vasele comerciale, a citit faptele apostolului și știți cum se deplasa și Pavel și apostolii cu corăbile pe Mediterana, fără probleme. Pentru că romanii aveau o mână de fier și nu tolerau să facă piraterie în Marea Mediterană. E bine, odată ce flota romană a fost distrusă de Genzeric, Genzeric a domnat mările și atunci negustorii n-au mai ieșit cu flotele, cu corăbile lor să facă comerț. Și vă dați seama ce a însemnat aceasta. Nouă ni se pare că nu e mare lucru, fiindcă trăim acum în secolul 21 și este cu 1000 și ceva de ani în urmă. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă dintr-o dată avioanele comerciale și vasele comerciale și tracurile n-ar mai face comerț, pentru că lumea n-ar mai fi sigure. Dintr-o dată s-ar prăbuși toată viața noastră, fiindcă depindem de comerț. Deci civilizația s-a prăbușit. Pe atunci nu exista nici fax, nu exista nici e-mail, nodul de comunicație la Marea Mediterană. Marea Mediterană unea civilizația prin corăbile care stăteau în lung și în lat. Odată ce făpturile din mare au pierit, lumea antică s-a prăbușit, fiindcă Dumnezeu a fost să prăbușească. Apoi, al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer, zice, hai citim, a căzut din cer o stea mare care ardea ca o flăclie. A căzut peste a treia parte de râu și peste izvoarele apelor. O stea căzătoare, ați văzut stele căzătoare? Unele ar ca niște făclii, o stea mare, sunt stele mici, o stea căzătoare sunt meteor, da? Unii meteor sunt mici, alții sunt mari. Un meteor mare care arde ca o făclie, cât durează? Unde este după ce a căzut? Cade pe izvoarele apelor și nu mai găsești nicăieri. V-am zis ce sunt stelele în Biblie? Dumnezeu ține în mână 7 stele. Biserica are 12 stele, da? Frații lui Iosif sunt 11 stele. Balaurul trage stele și ce înțeleg vor să luce ca stele. Stele sunt conducători religioși sau politici. Frații lui Iosif nu erau oameni foarte spirituali, dar erau niște șefi de trib. Fiecare în dreptul lui era șeful unui trib. Erau oameni bogați cu influență. Iuda, de exemplu, s-a mutat cu tot tribul lui singur. Deci, o stea este un conducător. O stea care cade este un conducător care strălucește, că ți-a privirea și apoi dispare când nu mai găsești nicio urmă. Ni se dau două caracteristici. Odată, strălucește și apoi dispare. Deci, e o strălucire fantastică și nu mai rămâne nimic din el după aceea. A doua, peste izvoarele apelor. Este ca și cum Ioan ar sta undeva departe de planeta Pământ și vede toată geografia Pământului. Și așa cum am spus, trebuie să înțelegeți că Ioan este un vizionar și să arată imagini. Cum dumneavoastră, de exemplu, ați vedea la Discovery, un documentar despre al doilea război mondial, nu? Și din satelit sau din avion vi se arată imaginea unei localități unde a avut loc o bătălie. Cam ceva în genul acesta. El vede zona izvoarelor apelor, adică privind de la Albi înspre Italia, în jos. Și unde vin izvoarele apelor. Și peste asta cade steaua care strălucește și apoi se stinge. Și există un personaj care corespunde în mod perfect. Este vorba de Atila, regele hunilor, care a condus cel mai mare și cel mai puternic imperiu în timpul său. Și din acest imperiu n-a mai rămas nimic. Atila însuși, când a murit, a cerut să fie îngropat undeva și să treacă cai în dreapta și în stânga peste mormântul lui, ca să nu rămână nicio urmă. Nici mormântul nu se știe unde este, dar este interesant că acest imperiu era atât de puternic în timpul lui, cum ar fi, să zic, Statele Unite astăzi. Era cel mai puternic. Și dintr-o dată a dispărut fără urme, ca o stea
căzătoare, strălucește pe tot cerul și apoi dispare. Mai mult, ca să vedem că se vorba despre Atila, zice și a treia parte din, așa, și a treia parte de ape s-a prefăcut în Pelin. Deci apele din a treia parte a Imperiului s-a prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Amărăciunea însemnează o existență mizerabilă, o condiție umană de nesuportat. Și oameni mor. Înțelege că în acea zonă, caracterizată prin zvoarele apelor de a treia parte a Imperiului, oamenii sunt uciși și viața devine imposibil de suportat. Și asta a fost istoria hunului Atila, care se numea pe sine biciul lui Dumnezeu și care într-adevăr a fost un bici și oamenii l-au văzut ca un blestem. A fost atât de sălbatic încât se lăuda că pe acolo pe unde trec caii lui iarba nu mai crește niciodată. Era un fel poetic de a spune că el lasă moartea și pârjolul în urma lui. Atila, motiv pentru care n-a rămas este că el n-a făcut cals cu cercetător să cucerească, să pună taxe, să construiască ceva. Realmente unde venea el? Omora. Și apoi mergea mai departe. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare, a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, zicea să-și pierdă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Și acum să mergem mai departe la ceea ce se întâmplă în Imperiul Roman. Amintiți iarăși visul lui Iosif. Deci Iosif visează că soarele, luna și stelele se aruncă la pământ în fața lui. Și tatăl său recunoaște că soarele este el, luna este mama lui și stelele sunt frații lui Iosif. Acum suntem într-o familie din Orientul Mijlociu și de fapt este un trib cu mulți slujitori, cu soldați chiar, cu o economie foarte puternică. Este o întreagă societate nomadă. Și această societate nomadă este condusă de o familie. Să ne închipuim că când citim în Biblie despre familia lui Iacob, să ne închipuim că erau doar familia lui Iacob, așa cum când citim despre Avram. Nu era doar Avram și Sara, nu? Era o mulțime de oameni. Avram a fost în stare să pună cap la cap o știre chiar. Și a învins o coaliție babiloniană cu o știre formată în tribul său. Bănesc că nu s-a dus Avram și cu Sara să lupte cu babilonenii, nu? Avea oameni. Deci este o societate întreagă și această societate este condusă de o familie. Familia lui Iacob. Iacob este soarele. Soția lui este luna. Când soarele apune, luna luminează. La dumneavoastră în familie, cine conduce altarul de dimineață și de seară? Tata, nu? Și când tata este plecat? Mama. Nu e așa? Cine este capul familiei? Tata. Dacă tata e plecat, mama zice că vă lasă că spune lui tata când se întoarce acasă, nu? Și tata zice, de ce le-a ascultat de mama? Deci, imaginați-vă că atunci când Avram nu era de față, fiți sigur că Sara știa să dea ordine, nu? Când Iacob nu era prezent sau dormea, soția lui era șeful. Apoi stelele erau fii lor, care nu treceau peste autoritatea mamei, însă ei erau conducătorii, erau moștenitorii și aveau dreptul următor de a conduce, fiindcă familia conducea. Ei bine, societatea lui Iacov era o societate patriarhală, tribală. Imperiul Roman era o republică reprezentativă, care era condus de un împărat. Vă spune cum e o republică poate fi condusă de un împărat. Da. Pentru că conducerea Roma era condusă, de fapt, în mod republican. Împăratul a fost pus în special ca să administreze imperiul. Bineînțeles că împăratul a ajuns să ia puterea și în cetatea, zisa cetate eternă. Însă împăratul conducea o republică, conducea după Constituție, după un set de legi, el însuși era numit de senat. Așa că avem un împărat care este soarele, apoi avem luna. Nu erau consulii romani. Cei doi consuli erau aleși, înainte de imperiu, cei doi consuli erau aleși ca să, cum i-a ales președintele Statelor Unite, pe o perioadă limitată. Însă ei erau aleși și practic aveau autoritatea împăratului când împăratul nu era de față. Când soarele apune, este luna. Când împăratul nu își exercita puterea, erau consulii.
Și apoi stelele care erau senatul. Vei spune, stai puțin, că e cam pretențios să compari soarele, luna, stelele, corpul cosmice cu senatul, cu împăratul. Am dat exemplu cu familia lui Iosif, să vă dau și un alt exemplu. Cum ați, dacă ar fi să vă luați un limbaj poetic, să zicem că George Bush a dat emisia într-o criză și apoi și vicepreședintele Statelor Unite, să zicem, el e soarele celor testelor, da? Și l-ar demisiona. Și senatul și congresul american ar demisiona. Nu ați spune în limbaj poetic că a venit noaptea? Nu? De ce? Pentru că nu mai este nimeni care să țină controlul. De fapt, noi vom trăi astfel de evenimente în lumea noastră, nu? Și noi vorbim despre starea care o să vină când Duhul Sfânt se va retrage și când societatea va fi lipsă de, fără control, vă spunem, vine o noapte fără stele asupra acestei lumi. Este întuneric. Nu mai există nimeni care să te conducă, să călăuzească, să judece, să dea un sfat. Spune Biblia că a fost lovită a treia parte din soare, deci nu uitați, Imperiul Roman a fost împărțit în trei. La Roma, cezarul în 476, ultimul cezar, Romulus Augustulus, săracul doar a treia parte din ce a fost Octavian, Augustus. Augustulus însemnează, cum a spune românește, augustică. Deci Augustus a fost primul cezar, Augustulus este ultimul, un cezar mai micus. Romulus Augustulus este demisionat. Își dă demisia, senatul acceptă demisia, într-o criză teribilă, când Odoacru și Heruli cuceresc Roma. Odoacru cere împăratul să demisioneze, împăratul demisionează, senatul acceptă demisia și scrie împăratul la Constantinopol că ei au ajuns la concluzia cum că Roma nu mai trebuie să fie condusă de un împărat, că avem destul un împărat la Constantinopol. Noaptea încă n-a venit pe deplin. Este încă lună și sunt stele. Consulii romani și senatul roman continuă să se adune. Și în situația de criză încearcă să țină totuși un echilibru. Haideți să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Cine a fost în România în 1990? Sau în 89? Vă amintiți după căderea lui Ceaușescu? Toată lumea s-a bucurat. Și apoi dintr-o dată ne-am trezit într-un gol de putere. Cine va conduce țara, nu? Treci pe stradă și te jefuiește. Intră omul, sparge casă, ți-a tot ce... Nu? Nu mai ave, nu mai ai miliție, nu mai ai, nu mai ai justiție, nu mai ai administrație, nu mai ai partid, nu mai ai securitate, nu mai ai nimic. Totul este un haos. Toată lumea parchează unde vrea, nu se mai respectă regulile de circulație, nu se mai respectă nimic. Și în situația aceasta se formează un guvern provizoriu, dacă v-am zis, se numea Frontul Salvării Naționale, da? Și atunci, țin minte că eram pastor la Gran și se certau adventiști în curte, în pauză de lunch, după școală de sabat, dacă unii țineau cu frontul, alții țineau cu țărăniștii și cu liberale. Și nu aveau frații subiect mai bun de discuție în curte decât acesta. Adevărul este că e foarte greu să fii un guvern de tranziție. Și încercarea unui guvern de tranziție într-un timp de criză să țină ordinea este foarte dificilă. O asemenea situație este acum în Irak, nu? În Afganistan. E bine, așa a fost Roma. Stelele și luna continuă să lucreze în a treia parte a Imperiului, dar pentru un timp. Fiindcă spune așa, a fost lovit a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele. Deci nu spune, a fost lovită soarele, luna și stele a fost lovită a treia parte, ci din soare, din lună, din stele. Este o lucrare succesivă. Întâi demisionează împăratul, care a fost... deci împăratul a fost înlăturat de Odoacru. Bun. Este o criză. Senatul nu putea guverna cu prea multă eficiență dincolo de limitele Romei. Dar încearcă la Roma încă să țină ordine. Și avem consul, aleși, se fac alegeri, sunt senatori, încearcă să păstreze ordinea. Cine credeți că stinge și luna și stelele? Nu sting barbarii. Vă amintiți că am făcut la Daniel, Teodoric a fost următorul barbar care a cucerit Roma. Și Teodoric a încurajat consulii să-și facă datoria și senatul și i-a protejat. Deci în timpul său Republica a funcționat perfect, fiindcă stătea gotul cu sabia și spunea cine nu respectă senatul și senatorii și consulii și nu respectă legile lor,
are de-a face cu sabia Gotului. Și atunci a fost disciplină la Roma. Dar cine a complotat pentru desfințarea senatului și a consului și a dus întunericul în lume? Episcopii, biserica. Ei au fost oamenii întunericului și au vrut întunericul. Așa că atunci când împăratul, întâi au zis, s-au sfătuit cu senatul, biserica s-a sfătuit cu senatorii, și uite, trebuie scăpăm de barbare. Și acum e ordine la Roma, acum iarăși avem puterea, iarăși control, lumea merge pe străzi liniștită, se face negoți, se face comerț, înfloresc chiar artele, literatura, deci ne-am întors în vremurile vechi. Așa că au spus episcopii, acum e timpul să scăpăm de barbarul ăla, hai să vorbim cu împăratul la Constantinopol să vină să cucerească. Și împăratul a trimis pe Belisarie să cucerească Italia. Primul lucru pe care l-a făcut Belisarie a fost să desfințeze consulatul. Scurt. Al doilea, Roma senatul. Vine în 540 și ceva. Iarăși Bizanțul se luptă cu ostrogoții, că ostrogoții n-au cedat nici ușor, s-au întors. Și a luptă cu ostrogoții în Italia. Desfințează senatul. Și libertatea dispare, pentru că nu este, dumneavoastră știți foarte bine, noi am venit în America și faptul că am venit în America ne dă un anume orizont politic. Înțelegeți ceva din lumea aceasta. Libertate nu există atunci când nu există un for legislativ, nu? Unul judecător și unul executiv. Și libertate nu există atunci când nu există o formă republicană în care acesta se exercită. Atunci când este fie tirania mulțimii care iese pe stradă și strigă vrem cu tare, vrem cu tare, răstignește-l, sau este un dictator, libertate nu mai există. Biserica n-a vrut libertate. Biserica venea cu tirania mulțimii pe o parte, avem o singură credință, venea cu dictatura împăratului pe altă parte. De câte ori avea nevoie să juca când cu una, când cu alta. Și așa se face că a treia parte din soare, din lună și din stele a fost stinse. A treia parte a Imperiului Roma a rămas fără un for reprezentativ republican. Practic, atunci începe evul mediu, începe evul întunecat. Când spune Biblia a treia parte din lună, din soare și stele, înțelege că a treia parte a Imperiului era în complet întuneric. Acest întuneric a fost adus de biserică, fiindcă biserica a lucrat la ceasul întunericului. Și odată cu aceasta, istoria Imperiului Roman de apusă termină. Au fost arzi copaci și iarba, a fost otrăvite izvoarele apelor, a fost nimicite făpturile din apă, a fost stins soarele, luna și stelele. Ideea este că un întreg univers s-a prăbușit în întuneric. În acest întuneric domină biserica. E bine, în această lume dominată de biserică, urmează cele trei vaiuri. Și ne vom ocupa peste 20 de cele trei vaiuri. Vreau să reamintesc. Când vorbim despre cele trei vaiuri, vorbim despre lucruri pe care profeția le-a anunțat, istoria le confirmă, dar încă nu s-au terminat cu totul. Așa că ne ajută să înțelegem foarte bine ce se întâmplă în jurul nostru. Și e uimitor cum cercetătorii a profeției, acum 200 de ani, au înțeles lucruri pe care astăzi le trăim. Dar să ne vom ocupa de acestea în ora următoare. Să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ești la cârma acestei lumi, îți mulțumim că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu știrea ta. Și îți mulțumim că biserica ta a apărut atunci când trebuia și cu o misiune rânduită de tine. Ajută-ne să nu uităm niciodată aceste lucruri și să-ți fim credincioși ție, prin Domnul Iisus. Amin.